chiar suntem așa de proști? Vedem ce scriem aparte textele. Da. Și mincinos. Da. Opriți camerele, că ai să are nevoie să se gândească. După vac, sut, mama, bunielul. Nu mă scârghesc. Să chiar scârghești. Și mă scârghești un artistă? Reșnica lui pomenire. Bună ziua, bună ziua! Asta e emisiunea Cerebel, unde nu contează atât de mult răspunsul corect, cât unul. Amuzant. Și interesant. Sănătos. Sănătos. Astăzi, ca invitați, îl avem pe Feoctist și Magnat. Ce, nu aplaudă nimeni? Așteptăm fanii noștri, dar dacă e pe internet acum aplaudă. Eu fiecare emisiune încep cu un citat. Citatul meu de astăzi este: unii oameni continuă să-și schimbe partenerii doar pentru a evita să se schimbe pe ei înșiși. Eu am decis că citatele mele deja o să fie cu sens de azi înainte. Noi la această minunată emisiune avem și sponsori. Unul din sponsorii noștri este Creator Mall, pe a cărui mobilier noi suntem acum, care este cel mai mare magazin de mobil din țară. Și Westlines, care este companie de transport. Dacă avem nevoie, ei zilnic au cursă de la Chișinău la aeroportul din Iași și de la aeroportul din Iași în Chișinău. Așa că apelați! Eu credem că azi vină Uizeiro și Inas mai am de Doamne, dacă mai rămas vreun om care nu știe regulile, cine știe sau cine are un răspuns interesant sau corect, primul apasă butonul cu sunet specific. Cine vreți din voi primul să spună sunet? Hai! Așa. Asta și-a fost. Sunetul Feoctist care o să-l reprezinte. Am înțeles. Așa. Astăzi pentru toți fanii Phineas și Ferb. Mulțumim. Așa. Stai încă o dată să apăși. Am eu o întrebare. Voi nu știți de Phineas și Ferb? Voi nu vă cunosc cânticul? Așa la efectul cel necunoscut, ai să nu vrea. Doamne, dar ce ați făcut voi copierea voastră? Ne-am bătut joc de dânsa. Am prășut, am dacă nu știți de cânticul lui Phineas Ferb, dar multă lume știe. Noi n-am avut timp să ne uităm la gisele. Eu în sat, din sat vin, dar... Noi stăteam pe deal și ne luau așa de glugă și haideam că să începe Maria Emilia. Prima întrebare. Atenție, băieți. Sună în felul următor. De ce pălăriile șefilor bucătari sunt atât de înalte? Eu am apăsat. Deci e prea lung. Așa. Dar pe Ratatouille stă pe cap, nu? La tăț? La șefii bucătari. Așa. Și în tăț, gen, răspunsul tău e că tăța au cincioare și în trânșe. Așa. Logic, așa e, nu? Și nu e așa. Dă-ți dim răspunsul colegului tău. Sau tu i-ai apăsat for fun numai. Mi-e place părțin tot timpul să fiu primul. Cine e Ratatouille? Noi, de ce sunt alte? Pentru că, nu știu, sunt alți care au păr scurt, alți care au păr lung și cumva stăt coada și celofanul ăsta să-l tăie tot acolo, adică să stai strâns sub... Dacă el are, ascult, el dacă are gâță mare, de exemplu, da, păr mare, el într-un fel și să-l strânge și să-l pune sus, să faci așa cum spune ca la fete, cum... De logic. Și-și pune în cap, coc, da, și-și pune așa deasupra ca să aibă loc aici să... Cum nici știu de când am spus eu asta. Bun, poate să nu dai, să dai cu capul sau... Vezi, Octis, așa trebuie... Nu dai capul de trebuie, așa trebuie logic. Așa trebuie logic, puțin. Da, sincer, răspunsul nu are nimic logic în asta. Răspunsul așa e legat doar cu ego-ul. A, cu cât e mai mare, cu cât e mai mare pălăria asta, așa, cu atât ești mai șef, da? Da. Sunt care șefuri, sunt care nu m-au... Dar îți închipi că tare răspunsul meu parcă îi sună mai logic. Da, dar... Cui vreți să-i dăm un punct în acest caz? Dar o să te spun și un punct. Dar pe eu am spus, cât e mai mare, cât e mai mic. Deci, dați-vă spun răspunsul care este corect. Încă în secolul XIX, dacă nu mă greșesc, da. La sfârșitul secolului XIX, bucătarul Antonin Careme, așa îl numesc, Karelin? Da, a purtat o bonetă de 45 cm înălțime și așa el a făcut o declarație, că nimeni nu-i mai înalt, nimeni nu-i bucătar de un rang mai înalt ca dânsul. Și de acolo el cumva a lansat trendul. Și a mea, cât e mai înaltă chestia asta, cu atât tu ești mai glavnă, e pizdania bucătăriei fiind. Mm-hmm. Pizdania... Bucătăria. Bucătăria. Așa. Deci... La preot, jurul. El e șef pizdaniei. Dacă la preot, ia că uite, vezi? Dar care-i treaba cu preoții? Că nu m-am gândit. Dar efect... Eu știu chestia asta simplă, așa, dar este mitră, care vine așa mare, cu desene pe dânsa, da. Așa.
Crușii, mai... Dar nu doar metropoliții, și preoții simpli poate să aibă. Da? Și asta toți în Diego? Mai mare, sau mai... ești mai aproape de Dumnezeu? Nu, eu cred că asta e o... Cum sunt la polițiști, este steluțele astea. Apa asta înseamnă în mitra care o pui pe cap și în, dacă ai două cruși sau trei. Am chiar știi preot eu maior. Eu merit un punct. Și... Deci, printr-o încurajare, că a fost prima întrebare, și că voi ați făcut cunoștință cu formatul emisiunii, un punct și un punct. Mergem mai departe. Băiți, dar voi de când nu mai credeți în Moș Crăciun? Eu cred în Moș Crăciun. Adică? Și Moș Crăciun nu există? Scuzați, vă rog. Capiți. De unde apare nisipul alb de pe plajele tropicale? Da, dar nu, că... Nu știu, m-a dus la... Poate vine din Antarctida? Da, nu știu. Știi cum e logic cu răspunsul, dar... Păi l-a dus și apa. De sub apă l-a dus și îl... Știi că colegul tău e pe drumul corect. Dar, de ce? Pentru că e tropical. Și vine acolo să năsăpă din apă, e alb. Și el îl trage la mama. Da, dar de ce? Așa se întâmplă. Chestia asta, dar de ce nisipul... Ai, corect, totuși. Stai, Rex. Poți spune asta când îmi dai un punct, am mult și mai departe. Asta e sfârșitul răspunsului. Dar... Sare? Așa. Apa e sărată. Așa. Și el automat devine alb. Da, dar nisipul doar nu este sarea. Nisipul... Știi când bate tare vântul, faci puchi la ochi și... Nu, stai. Nu, e sare, eu unica așa mă gândit, e de la sare. Nu, nu mă complic să dau răspuns la întrebare, eu dau răspuns final. Dacă ai răspuns că eu place, e vine din... E vine din apă, năsipul și se oprește acolo pe plajă. Dar faci seama că alb vine din apă. Da. Eu zici, deși e alb. Anume alb, de ce este alb? Nu cum el ajunge pe plajă. Cum ajunge pe plajă, clar că apa l-a duce. E ca așa, l-a duce pe plajă. Dar de ce el e alb? Poate iar zi soare. Și am spus eu că trebuie un răspuns logic. Tipa că l-a dus și apă. Tu ești ocată mie că ți-ai dat un răspuns logic? Eu credeam că nu se poate. E mie cald acolo. Care cred că aduc până acolo, știi, oamenii vin cu tractoare. Asta nu-ți plaja de la izvor sau de la Valea Morilor? Așa. Nu că e iar zi soare. Nu. Răspunsul? Da. Vezi că sunt plajă unde e acolo numai piatră. Da. Și tot că e ceva logic și asta. Poate bucătele din piatră? Băieți, eu vă dau răspunsul corect. Crezi că se... Nu, noi nu vrem să ducem la întrebarea următoare, pentru că nu dezvăluim răspunsul acesta. Chiar suntem așa de proști? Mă întreb și eu, adică... Dar tu știi? De ce? Nu știem, dar m-am documentat. Așa, răspunsul este... Vreau să zic simplu, dar el nu este simplu. Nisipul alb de pe plajele tropicale apare de la rahatul de pește. Și anume specia de pește papagal. El e un pește colorat, care mănâncă alge care cresc pe corali. Și organismul lor nu poate, când mușcă alga, mușcă și coralul. Și organismul lor pur și simplu nu poate să digestia nu le lucrează. Și nu digerează coralul. Și respectiv... O să vreau să-mi dai un răspuns simplu. Dar nu s-a dat simplu. Și ceea ce vedem noi ca nisip, asta este rahatul de pește. Asta e o chestie foarte interesantă, pentru că un astfel de pește, un singur pește de ăsta, într-un singur an, face 450 kg de nisip. Un singur pește. Se întâlnesc doi pești. Câți kilograme e? Flora. Câți kilograme e făcut asta? 430 numai. E slăbuț, slăbuț, eu anul ăsta 480. Deci asta se întâmplă de-asta că organismul lor nu poate digera. Dar pe ce sunt numai pierzi niște acolo? Nu mă pas 30, mă adică săracul, mă adică e bolnav. Un punct și prezentatoare aș merge mai departe. Băieți, este o întrebare foarte scurtă cu un răspuns foarte scurt. Întrebarea număr 3. Ea mereu vine, dar niciodată nu ajunge. Succesul la unii. Ia niciodată nu ajunge. Dragostea? Dar cum adică? Tipa că tu ești mereu în așteptare și când vine... Vine, dar parcă nu-ți ajunge dragostea. Asta vine ideea asta că dar numai vine de succes, pui așa. Dragostea oricum vine. Dar succes nu vine la tăți. Dar dragostea vine la tăți, gen. Da, eu am spus că ea mereu vine, ea mereu vine, oricum întâlnești odată. Dar niciodată nu ajunge.
A, credem că nu ți ajunge. Ea mereu vine, dar niciodată nu ajunge. Moș Crăciun. Să vezi că e gen feminin. Albă ca zăpadă. Nu, nu, Crăciunit, Crăciunită. În spiritul sărbătorilor, dar nu. Stabilitatea în țară. E bun răspunsul ăsta, îți dau un punct pentru dânsul. Dar pentru ce nu e un punct? Dar care vrei punct? Dacă îi dau colegului, dau un punct. Ia că dacă scoatem... Nu te numărăjează. Da, tu ce e de politică? Tu ești supără chiar. Eu mă scârghesc. Da, chiar scârghești-te. Tu dă-ți voie la toate sentimentele, dar nu ține în tine. Cu cât mai mult ține în tine, să răbufnești. Simți-te și ai de simțit. Pașam! Stabilitatea în țară. Un punct lui Feoctist, că ea mereu vine, dar niciodată nu ajunge. Stabilitatea în țară. Dar pe asta e răspunsul? Nu, răspunsul corect este... Dar poți să ne dai, te rog, ceva, e o persoană, e un... Ok, e o metaforă sau nu, e o chestie foarte reală. Da, da, ține legat de oameni, de... Noi suntem în ziua de azi. A fost un indiciu maximal. Mâine. Ce mâine? Am auzit, dar niciodată nu ajunge. Eu am auzit undeva asta. Nu? Nu mai este un punct și... Și vezi, măi, băiatu, mai de la mine, cum m-am împurcat. Eu am auzit undeva asta. Dar spate se mai... Registrăm încă o dată? Nu, 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 nu. Așa, deci, ea mereu vine, dar niciodată nu ajunge, ziua de mâine. Băieți, voi îmi păreți că am pasit. Ia Sibir. A patra întrebare este... Este prezentată de sponsorul nostru, creator Molș. Pentru asta, pentru asta vă rog foarte mult să vă uitați atent la ecran acolo. Cunoaștem povestea cenușăresei. Ea apare în mii de istorii folclorice, chiar și înainte de Hristos. Dar cea mai cunoscută variantă modernă a fost scrisă în franceză în anul 1697. Întrebare. În povestea originală, din ce erau făcuți pantofii cenușăreței? Da, întrebarea e complicată. Da. Din... Stai, trebuie să apăsăm. Ok. Eu cred că din găinațul păsărilor care au ajutat-o. Eu cred că eram păduri și tăți-o... Nu, pe dânsă au pus-o să aleagă orezul, așa e. Mazărea de orez, de... Ceva chestii încă mici, așa. Și e dacă reușește să aleagă, pe dânsă îi dă voie să se ducă la bal. Da. Și au venit toți păsările și au ajutat-o. Și e săraca din tăt acolo, era cu chișoarele... Dar păsările știi că dacă sau ele se duc și au rămas, au strâns. Da, este logic, adică e foarte pragmatic răspunsul tău. Defiltrat. Nu, luând în considerație, eu nu știam că spate de ajuns la asta, că din fecalele peștilor să faci nisip. Să faci nisip. A, dar tu mergi pe ideea asta, am înțeles, așa. Aș deja fiecare tău răspuns o să duc în direcția asta, da? Aici stă numai. Colegul tău, dă-ți vedem și după să eu fac o decizie. Eu nu mă duc de parte, din piele. Din piele de ce? Nu credem ca să ieșim corect asta și nu mă gândim mai departe. Dar... Du-te mai departe, Maxim. Din piele de... Pielea... Totuși e cenușărează, Feoctist. Totuși e poveste. Da, dacă e din Franța Feoctist. Și din cașcaval, din ce? Da, dar e piele, nu am zis piele. Păi dacă dezvoltă de... ideea că dintre voi doi, colegul tău este în direcția corectă. Și un punct mă tras automat, răsnă. Nu, dar nu mă... Da, păi dacă din... Trebuie să pui din pielea și... Franța. Piele de cocoș, nu. Piele de găină, piele de... 1697. 600... Piele de... tigru. De cal. De oiță. De iepuraș. De vacă. De câine. Cănielă. De mâță. Așa, deci... Dar nu uita totuși că eu am spus piele. Da, dar îți vezi că ai fost departe de... Ai luat direcția corectă, dar ai fost foarte departe de răspuns. Așa. Este dintr-o greșeală de traducere, din franceză. Pentru că cuvântul blană, ver, care înseamnă blană, și ver, care e sticlă. Înțelegi?
ele se pronunță la fel. Și ne-au tradus, când au tradus din franceză, pantofii originali al cenușăresei erau din blană de veveriță. Dar noi istoria o știm ca fiind de pantofi de cristal. Vopșe. Cum faci veverița? Concentrați-vă. Conform celor mai recente date, din anul 2021, în închisorile din Republica Moldova sunt deținute 5.444 de persoane. Întrebare, ce țară din lume are cei mai mulți oameni în pușcărie? Cap de locuitor sau chiar unde sunt cei mai mulți? Numărul, eu nu ți-am spus cap de... Eu cred că în China, nu? Am înțeles că ai vrut să fii șmecher, dar nu este răspunsul. America. Ori China, ori America. Dar știu că în America am văzut un sondaj în care spune că până în 2030 poate să nu fie locuri deloc în închisoare din America. Îi dăm un punct domnului Feoctist și mergem mai departe, nu, pentru da, că este logic, America. Nu, da, logic, pe mine nu mă întrebați. Nu, logic, eu tot am vrut zic America. Dar păi el o pus înaintea ta. Doar a fost cazul când... Rusia? Da. Gini, când ai spus, gini că noi n-am aflat răspunsul pe care tu vrei să-l spui. Ia că asta eu cred că e cel mai bun. Dar trebuie de dat cezarului ce este a cezarului, pentru pe locul întâi Statele Unite, cu 2 milioane de oameni, pe locul 2 este China, cu 1,6 milioane, pe locul 3 Brazilia, cu 800 de mii, India, cu 400 de mii, Rusia, cu 400 de mii, Thailanda, cu 300 de mii. Și la noi cât sunt? Și noi cu 547. Întrebarea numărul 6 mie mi-e place foarte mult. Sincer. Că e o întrebare foarte interesantă. Dar fiți atenți. Ca să te poți muta în acest oraș, toți membrii familiei trebuie obligatoriu să-și înlăture apendicita. Care e locul și de ce? Băi, dar mie îmi pare că întrebările azi sunt foarte bune. Și eu nu... Eu din voită de energie pe care am depus în întrebările este. Nu mă duc și nici măcar în... Să apăsc, că îți vreau să apăsc. Voi să vorbesc cu versurile la cântile voastre. Da. Fără niciun ajutor auxiliar. E seama că poți prins. Pune mâna pe inimă. Poți prins în ghiz. Pune mâna. Și cum tocă așa versuri nu poți în răspunsul la întrebările mele tare bune? Tot, dar eu vreau să răspund corect. Uite, mama, bunielul, să nu știu și chestii. Gata, tu spui întrebări, tu cu primele trei... Apendiceni. Satul apendiceni. E bun? Din raionul Maiora Veche. Apendicita nouă. Maiora Veche. Apendicita nouă. Da, apendicita nouă. A, ideea asta le scot că slipun altele sau care? Sau la intrare îți ieși apendicita la paznic. Trebuie să ai grijă pe asta să nu-l încurci, da? Că s-o ia în piața. Da. Nu, normal, okay, stai, normal răspunsul. Da, nu e Moldova, sigur. Europa? Nu zic Moldova. E Moldova, zic că... A, dar tu nu știi țara, da? Eu știu, eu nu știi țara, dar nu știi unde e și continentul. Asia? Nu este Europa și nici Asia. Africa? Nu. America de Nord? America de Sud? Așa, hai America de Sud. Nu. Și ce-am rămas? Hai că ai spus tăi. Exact, hai, gândește-te, dă-ne, gândește logic. De ce? Unde e? În Antarctida? Da. El îngheață acolo. Apendicita s-a și îngheață acolo. Nu, că deși la oameni le stai apendicita. Știi? Știți? Știi? Eu, de exemplu, eu nu mai am. Eu am avut operație. Dar voi le aveți în voi? Eu le aveam, da. Și tu? Eu i-am dat-o. Nu, vă mai ai nu? Da? Eu, după cât știu... Adică eu pot să mă duc acolo, dar voi nu puteți să vă duceți. Da. Mie mi se pare că de la frigul care este acolo, poate, nu ți-a să apendicita, dar ceva... Din cauza ea, ceva poate să întâmple. Că e foarte frig? Nu, dar pe Siberia e frig, dar n-am auzit așa... Nu, dar cineva... dar te pune prost să o scoți. Eu doar de curiozitate așa. Cineva din sală își dă seama de ce? Da. E foarte evident, nu e că e foarte evident. Știi răspunsul, eu cred că. Nu încerca să le răspunzi, ți-am spus înainte asta, că n-ați putea mai. Da, știi, mă chinui. În Antarctica. Da. În orașul despre care eu vorbesc, în așezarea asta, ei acolo au școală și oficiu poștal și casă. Dar în Antarctica nu te poți mișca așa de liber ca la noi. Și acolo tu ai ore numărate de când tu ai probleme cu apendicita să ajungi până la spital. Dacă nu, dracului crapă în tine și mori. De atâta, ei ca să nu spună oamenii riscului, spui că voi înainte să vă duceți în sătuc și ala, din timp vă tăiem ca voi să nu aveți problema asta, pentru că cel mai apropiat spital acolo e la 1000 de kilometri. Și până ajunge și 1000 kilometri, mori nahren. Că vopșe dacă îți bagă da, tot nu în tine, vopșe nu retrăiește, zi?
un doctor relocal? Nu, pentru că așezarea e una foarte mică. Ei acolo au doctori locali, dar nici unul nu e chirurg. Care poate e școala și unui doctor, da? Exact, asta este. Și biserica au preci. Și biserica, cred că da. Ți-i pe care îl împușc pe unul, îl taie, știi? Și, ei, nu rătrăi tot normal, e important ca apendicita întreagă. Tot normal, ca apendicita. Adică e important că n-ai apendicita. Că, ei, scoală, mai nici o să mergi pe cer. Ia, asta a fost bună și pentru asta îți dau un punct. Mulțumesc, mă! Îi dă, mă rog, fost un punct acum lui Magnat pentru... A fost bună. Ai văzut? La mine că tare că ți-ai așa. Da, el e... Mai eu... Mai ceresc, da. Așa. Întrebarea cu numărul 7 este de la sponsorul nostru Westlines. Eu mi-s gândit, o noapte s-o gândit, de să-l dăm și întrebare, să-i dăm la Magnan să fiu. Și întrebare să-i dau, dă-i și tu întrebare și mi-am întrebat. Și fac pentru ăștia doi și snichinuim noi așa. Dar înainte de auzi, vă rog frumos să priviți video-ul scurt. Tot ai fost acolo. Zbori din aeroport Iași sau aterizezi acolo. Compania Westlines operează curse zilnice 24 din 24. Microbuze noi și confortabile. Wi-Fi pe durata călătoriei, fără rând la vamă. Westlines plus 373-601-91-637. Viber sau WhatsApp. Westlines.md. Pentru că Westlines vă duce și vă duce din România, întrebarea este despre cimitirul Vesel de la Săpânța. Cimitirul Vesel. De la Săpânța, exact. Care a luat naștere în anul 1935. Este un cimitir naștere. De România. Care a luat naștere. Voi ascultați că cimitirul Vesel, acolo un poet poate să facă versuri de pe cruce, care vor descrie viața defunctului. Gen, tu mori. Asta și ideea cimitirului Vesel. Că acolo pisăți loc pe cruci, îți poezii, texte amuzante. Acolo tăți mor veseli. Sau șerpți în care îi îngroapă veseli. Așa. Vă dau un exemplu. Din partea ce vreți. Din partea nepoților. Cam așa, pentru că am un exemplu pentru voi. Care este coroană la noi. Așa, vă dau un exemplu. Din partea nepoților, scuze că am uitat gazul aprins. Tu erai în casă, da? Măi, eu pe asta m-am zis la magazin, dar eu am uitat gazul aprins. Vă dau un exemplu. Sub această cruce grea, zacea beata soacra mea. Trei zile de mai trăia, zăceam eu și citeia. Voi care treceți pe aici, încercați să n-o treziți. Ca acasă, dacă vine, iară-i cu gura pe mine. Asta este un text real de pe o cruce din cimitirul Vesel din România. Îi dau punct celui care îmi face versul mai amuzant pentru colegul său. Aveți 2 minute la discuție. Hai! Dar el dacă s-a aflat acolo, într-un fel, el a murit? Exact. Da. Voi, cum ți-ar scrie eu ție pe... Cruci, exact. Tu pentru aici, colegul tău? Aici se odihnește feoctist, jumate de viața a fost vesel, jumate trist. Dacă nu-i rău. Asta așa deodată. Da. Asta așa deodată, eu, dacă mai am timp, apă mă scrie. Eu v-am dat 2 minute. Nu așa de trist ca tare. Dar și vesel departe. Bun. Că vesel. Poate noi ne gândim până când? Că n-a stau mă ia 2 minute și a stau așa să mă gândesc. Chiar ai stai 2 minute că eu de ce se întâmplă la emisiunea asta. Ai stai 2 minute și ai să te gândești. Cimitirul Vesel. Uite, aici vă zic cum ies în roșu și nu pot așa să mă deodată, știi? Omul ori e talentat, ori nu e talentat. Am înțeles. Opriți camerele, că ai să are nevoie să se gândească. Da. Și ieșiți, vă rog, din sală. Ne trebuie să eu trebuie să mă dezbrac. Noi da, stop. Dar voi aveți vreun ritual și vă voi dezbrăcați, scrieți versuri sau care e ritualul? Vedem ce scriem aparte textele. Așa. Da. Și mincinos. Da. Eu mă dezbrac cu chelea, eu un pic șofaie și mă prin casă și scriu. Hai că dacă asta se duce la inspirație, noi putem să te blurăm. Hai, dezbrac. Te dăm pașul actorul. Dați până când băieții se gândesc, eu vă spun, de exemplu, ce cadouri vreau de anul nou. E bine așa. Da? Tu aștru, de la Moș Crăciun. Așa, eu scriu scrisoare. Dragă Moș Crăciun, cred că am fost foarte exemplară în tot acest 2023. Eu, în acest an, vreau de la tine Moș Crăciune. Eu tot am pierdut logo-ul de la Creator, dar vreau să spun cât mai multă mobilă de la Creator Mall și cât mai multe curse cu Westline. Nu vă uitați că de acolo Crăciun pe lângă Cruș, asta e Magnat cu chelea. Așa. Cu chelea tăt sau cu chelea sugestiv? Chelea. Nu gen, tăt. Da. Poate invers, așa știi, și din spate. Cu fundul. Da. Așa, ok. Nu vă uitați că e cu chelea. O murit, mă pucă jelea. Eu cu altul nu mă leg, a fost cel mai bun coleg. Dar după emisiune, Ana cu cuțitul spune: eu te taie, ți rup copita și eu scos și apendicita.
Aici am mai scris, dar n-am găsit rim încă. Dacă mă găsesc și... Tipa ei, eu te-am urât după emisiunea asta. Cât am vrut să cot apreciată, că am vrut să te trimit în Antarctica. Da. Da. Dar nu uităm că eu am spus deja una tot. Dar pe eu mai... Tax. Dar nu știu cum să prind, că eu am observat și tot crimă aici. Eu sunt foarte cu minte. Așa. Aseară iară bespredeau, l-a tăiat pe Feoctist. Feoctist în viața lui, oricum a fost un artist. Artist de calitate, artist în devenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Eliminat. Eu îți dau 2 puncte pentru asta. 2 puncte. E minunat. Aici, da. Așa. Și asta rabota e în b***a. Mașinca de cusut. Așa. Acum, voi trebuie să ghiciți. Înăuntrul acestei, cum se numește, acestui cufăr, este un obiect. Eu vă descriu obiectul. Cine primul ghicește, primește un punct. Așa. Din anul 1970... Tu ai gestia, capacități. Tu te la bitva extrasează. Asta eu cu termenii am închis-o pe asta acum, știi? Din anul 1974, anul în care a fost inventat, până acum a fost vândut în peste 450.000 de exemplare. Poartă numele inventatorului său și noi toți știm despre ce e vorba. Deci, despre ce este vorba? Kalashnikov. Nu, eu cred că e bec ori telefon. Nu, stai. În ce nu, stai dacă lupă. Compas. În ce univers? Eu aici am pus un Kalashnikov. Dar până l-ai desfăcut în bucățele. Poate mi-te luți așa, Kalashnikov, mini Kalashnikov. Nu, dar până când desfăcut, m-a desfăcut tot. Hatea pasă în cap. Nu, în cap. Scuzați-vă. Eu cred că e lupă, ceas. Nu, bă, ceas. Compas. Lupă. Compas am vrut să zic eu. Da, compas nu. Stai, mă. Tot normal? Tot normal. Telefon nu, bec. Becu tot a fost amăia prin... Asta nu era până la război. 1974. Tu ne-ai spus în ce an a fost inventat becul? Nu, în ce an a fost inventat lucrul de aici. 1974. 1974. Adică relativ asta... câteva zeci de ani în urmă. Da. Hai vă dau un indiciu. Este cea mai populară jucărie din lume. Barbie? Nu. Dacă și e cea mai populară jucărie. Cori e cea mai populară jucărie. Este o jucărie care e... Asta... Samatâc. Culoșul chema. Valeriu Samatâc. Stai. Îi poartă numele, știi? Falos. Jucăria asta îi poartă numele inventatorului. Am înțeles, dar și cum se zice pe ăla? Tetris. Nu e Tetris. Să zic Tetris? Nu. Nu, este un film cu Tetris. Dar e... Te gândești la... Dacă te gândești la Tetris, eu cred că după asta nici și absolut logic, nici următorul lucru să mă gândesc la jucăria asta. Dacă te-ai gândit la Tetris, te gândești după asta la asta. La ce? Da, Tetrisul înainte de asta, nu. Tetrisul a apărut după, nu? Iar n-are legătură, nu sunt același lucru, dar spun că te duce gândul. Dacă și eu, tati. Vezi dacă nu jucăm cu jucătii. Da, eu sigur. Eu sunt sigur că voi la viața voastră... Ce are Tetrisul cu Matagonca? Voi la viața voastră, eu sunt sigur că ați ținut în mână. Ați ținut în mână. Deși este așa familie Lego? Da și nu știu. Un indiciu. Mai multe culori. Acesta este indiciul. Mai multe culori? Da. Nu e așa la care tipa dai în... Să merești în cercuri. Eu vă dau cale. Cubic, Rubic? Rubic. Bă, și mă gândim. Rubic. Cubicul lui Rubic, știi? Da. Mergă Rubic. Cubicul lui Rubic. Cubicul lui Rubic. Cubicul lui Rubic. Da, să fac rep de albastru, vreți? Hai, poți? Nu chiar. Nu, că trebuie să așteptăm două ori. Nu, eu știu pe astea putem. Nu, sunt clar. Un punct de pierd. Dar până când eu câștig, ai 4-4, dar eu câștig pentru că la mine răspunsul a fost acurat 2 puncte odată. Și la noi e lupte, la noi e lupte, asta câștigi cu așa. Nu, la mine așa de genial. S-au dat 2 și mai ajungi de urmă. Întrebarea numărul 9, care este pe ultima întrebare din această minunată emisiune, sunt în felul următor. De ce plângem când tăiem ceapa? Și cel mai important, ce metodă folosim ca să nu mai plângem în proces? Eu știu și metodă folosim ca să nu plângem în proces.
Eu mereu cântat ceapa. Da. Ud cuțitul, ud ceapa, tai, 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 îmi pun un pahar de apă alături, iar ud cuțitul, iar folosesc foarte mult apă când ai cuțitul. Cuțit. Așa. Când ai ceapă. Plângem la ceapă pentru că ceapa are anumite diestea, cum spune, întrânsele. Nu... Substanțe. Dar nu cu substanță, că când spui substanță, te gândești la narcotici. Substanțe narcotice. Nu, când, are ceva anume, ceva ceapa, specific. E așa, pe un de... Da, apecte, ceva lichid, cred că lichid. Și lichid și ăla provoacă... Dar nu lichid, că e un... E lichid, oricum e lichid. Pentru că tu, dacă scurgi ceapa, ies lichid într-un sac. E un suc, da. E un suc, da, suc. Eu cred că la suc și ăla, concentrat la suc, te provoacă asta. Și trebuie să o lăsești că mai mult apă. Așa. Da, este un suc. Ceapa întrânsă are niște săculeți mici. De exemplu, dacă îi pur și simplu așa și apa și nu-i faci nimic, el nu te deranjează. Da. Dar în momentul când tu tai, săculeții și aia din trânsă se rup și îi se amestecă cu alt suc care tot e în ceapă, și anume în acest moment când se amestecă astea două sucuri, el devine, cum îi spune? Acționat asupra... Lacrimogen, exact, e ca cuvântul, lacrimogen. Dar, ia că e fix așa am vrut spus eu. Chestia cu apa nu este o chestie care funcționează. De exemplu, tu dacă respiri aerul de la ceapă, tu n-ai nicio problemă. Tu plângi de atât dacă direct aerul de la ceapă vine în ochii tăi. Așa că tu poți să rezolvi. Eu spun, nu știu dacă e corect, eu asta am simțit personal, de exemplu, când mâncam ceapă normal și o curățăm, chiar și o mâncam, adică era iute sau și cum e... Așa. Dacă observam că anume când o mâncam cu smântână sau ceva genul dat, eu în general nu prea o simțeam că e iute. Și nu știu, știu că smântâna o să folosești în câteva cazuri când dai cu laptele. Laptele se folosește când dai cu gaz lacrimogen, dai cu lapte, nu speli cu apă. Și știu că laptele e adică curăță, într-un fel, canalele astea. Adică la război trebuie dus cu vaca sau cum? Care dar la război laptele, nu te aruncă. Laptele și la iute. Zic că la război trebuie dus cu vaca, dar la război îți împușcă în tine ca vă nu-ți dă cu gaz. Zic că băi zici la... și război cu... Stai, după vacă, știi? După vacă, stai. Stai, stai, nu da, știi? Eu m-am gândit... Ca Ștefan cu sporin cu oile, știi? Poftim? Ștefan, când zice la război, zice cu oile, știi? Cel mare? Da. Dar care? Spune-mi, povestești chiar nu. Nu erau fete. Eu... Da, eu am... L-ai întrebat. Nu, ce m-am informat. Eu m-am cunoscut cu un prieten de-a lui. M-am informat. Că dacă vrei să nu te usturi asta, trebuie să-ți pui ochelari de ăștia. Știi care te duci sub apă? Uh-huh. Că, pentru că nu te deranjează dacă tu respiri aerul din ceapă. La te deranjează direct, el direct îți atacă. Asta este. Dar ce? Eu am răspuns corect la... La ce răspunsul corect? Azi, că și apa are un suc dar care iese... Dar ce am spus că ia să duci în... Dar fii de acord că nu a fost. Nu a meritat un punct. Măcar jumătate de punct. Tu îți mulțumesc că ți-am dat două puncte la Răpcic. Așa. Ultima întrebare care... Vrezi deja Răpcic turbat? Ultima întrebare la această minunată emisiune. Vă rog frumos. Concentrație maximă, pentru că asta decide. Egalitate nu poate fi efectiv. Nu poate fi. Ultima întrebare sună în felul următor. Acest aliment nu expiră niciodată. Arheologii... Spune că eu pot să răspund și-am dar vreau să aflu. Gândește singur. Eu credeam că prost. Acest aliment nu răspunde niciodată. Nu expiră niciodată. Aliment. Da. Arheologii înseamnă o chestie care poate fi mâncată. Acest aliment nu expiră niciodată. Arheologii au descoperit exemplare cu vechime de mii de ani și a fost perfect sănătos să o mănânce. Despre ce aliment este vorba? Miere de albine. Mă, tu văd că nu te înveți din greșeală, felul test. Chiar e corect? E corect, da, e corect. Au fost găsiți miere de albine și în piramizi, adică e într-adevăr, pentru că concentrarea ei foarte, foarte dulce, are foarte mult distă zahăr, dar are cantitate minimă de apă și respectiv bacteriile, dacă nu sunt în apă, apă ele nu prea pot să circule acolo, să miște la stânga, la dreapta, cum le place lor. Și respectiv, de atâta ține tare mult. Da, este și foarte lichidă și foarte solidă, este care o... Da, oricum nu-și pierde din... Exact, dar asta e nu-i lichid sau solid de atacare, mai mult sau mai puțin apă întrânsă. Nu, e de structura siropului. Da. Pe această notă, la noi câștigător este declarat cine? Domnul Feoctist este câștigător cu scorul de 5-4. Și n-ați mai grăiți încă cât? Încă și mai grăiți. Grăim tot în loc. În această ordine de idei, avem aici provocările. Unii provocările îmi plac. Bagă mâna, îți alegi una. Eu m-am tăiat la asta. Hai, că-ți place albastră. Trei luni ceva am asta. Trei luni trebuie să vii la mine și să-mi dai de acoladul, că ia câtă tu...
Da. În glas. Da. Pentru următoarele 3 luni, la orice eveniment, evoluezi, trebuie să faci o dedicație prezentatoarei. Nu fi gosipi, și ultimii, următoarele 3 luni... Voi aveți tur în America, voi aveți peste loc, orice eveniment nu-l aveți. Indiferent, voi le ești când în tipul evenimentului, spui că această dedicație este pentru Ana, eu vreau să fie asta filmat, să-mi dai un... eu să văd, cumva la mine informația asta... Tare sper să iasă interviul ăsta cât mai târziu. Dar de ce, măi? Tractorul. Ce ai putut dumneavoastră scris cu teare? Postăm video mâine. Stai, bă, pentru următoarele... Dar noi putem să alegem la șpiesă. Pentru următoarele... Șpiesă-ți dedicăm. Pentru... Voi puteți să alegi, da, la șpiesă. Da, încă o dată. A, dar tipa, este ceva, vreți să rupesc, îmi trimiteți pe cineva, da, cam toate. Încă o dată citesc întrebarea ca să fie clar. Așa. Pentru următoarele... Provocarea. Da. Pentru următoarele 2 săptămâni... 3 luni era, 3 luni, nu băga. Dar cum poți 3 luni? Eu pentru el mâine să uit cum o stai. Adică anume, eu filmez, tăguiesc pagina ta de Instagram. Sigur. Și la oamenii din sală trebuie să știi că tu dedicația asta o faci pentru mine. 3 luni, reclamă în microfon, frumos, exact. De fiecare dată, aceasta este dedicație pentru Ana Tolgăra, emisiunea de dorit la care am fost și bla bla bla. Eu să văd și lumea de la eveniment să știe. Mulțumesc frumos pentru prezență. Cum acolo, like, share, subscribe. Sper să aveți voi cadouri. Care-s cadourile noastre? Cadourile voastre? Din emisiunea asta numai eu înșel, cu cadou cu 3 luni de promovare gratis. Mulțumesc frumos! Like, share, subscribe! Ne vedem! Vă rog frumos, urmăriți insistent următoare de 3 luni paginile noastre, că acolo să fie. Dar urmăriți pagina mea, Maxența Colța Magnat. Dacă tot fac 3 luni, apoi măcar și la mine. Hello, fiu.